Bine ați venit la cursul nostru Lean Leadership and Management. Vrem să vă împărtășim experiența noastră într-un mod practic și simplu cum este călătoria spre a dezvolta o cultură organizațională unde învățăm și îmbunătățim în un mod continuu. În acest curs vom discuta două topice foarte importante. Primul este sistemul de management Lean și al doilea este modelul de dezvoltare a lider la fiecare nivel din organizația noastră. Suntem foarte bucuros că ați decis să participați în acest program și să petreceți timpul cu noi. În prima parte a cursului vom discuta sistemul de Lean Management. De ce există, cum este cuprins și cum sunt interconectate elementele din acest sistem sunt conceptele care vom discuta. Apoi vom discuta cum să pornim sistemul nostru Lean, care sunt acest pas, definirea unui target și a standardelor, metode pentru a vizualiza performanța și care sunt la situația actuală. Practic, astea sunt cele trei pas pentru a stabili și a porni un sistem de management. Vom discuta despre cum să dezvoltăm lider Lean. Noi ne-am dezvoltat după modelul de Toyota Way to Lean Leadership și echipa noastră este compusă din oameni care au lucrat în Toyota și au învățat de la ei esența și principiile acestei filosofie. Modelul de dezvoltare a Leadership Lean începe cu valori. Care sunt valori care vrem că liderii noștri să trăiască? Provocare, gândire Kaizen, Go and See, muncă în echipă și respect. Sunt valori care va ghida rutinele și practicile pe care liderii vor preda. În prima parte, în drumul de dezvoltare, este angajament pentru autodezvoltare. Astea sunt abilități fundamentale care un lider trebuie să dezvolte. Al doilea punct, și trebuie să fie în paralel, este dezvoltarea altora, care sunt rutine de îmbunătățire și de coaching care trebuie să învațe și să predea un lider. Punctul 3 este partea de susținere în Kaizen silnic. Care sunt practice și care este rol la fiecare lider din fiecare nivel pentru a conduce activități de îmbunătățire într-un mod silnic. Și punctul 4 este cum putem alinia întreaga organizație de-a lungul nivelelor și departamentelor. Care sunt obiectivele care vom cascada și vom seta pentru a alinia toate eforturile de îmbunătățire. Asta este ultimul punct care va face un lider Lean. Următorul modul este despre cum să măsurăm călătoria de transformare. Vom discuta despre indicatori de performanță și comportament care ne va ajuta să urmărim evoluția noastră în drumul spre transformare Lean. La sfârșitul cursului veți crea propriul roadmap de Lean Leadership. Fiecare participant va crea propria cale pe baza contextului și provocărilor proprii. Sperăm că acest curs o să fie de mare folos pentru voi în a îmbunătăți sau începe călătoria voastră în dezvoltare personală ca lider și în dezvoltarea de un sistem de management pentru firma voastră. Așteptăm feedback de la voi ca să putem îmbunătăți acest curs. Dacă aveți orice întrebare, suntem la dispoziția voastră prin e-mail sau prin partea de discuție pe care aveți pe partea dreapta sus.